Poate aici e o problemă trebuie majoră. Așa este, dar trebuie făcut o separație între religia musulmană, care este o religie respectată și așa cum noi vrem să fim respectați în religia noastră, trebuie să le respectăm religia. Este o linie între, o falie între a fi musulman și a fi, pentru că din păcate această religie este asociată cu terorismul. Atâta timp cât nu se merge în zona aia în a incita la violență sau alte lucruri și pur și simplu se face apel, pentru că toate religiile au la bază practic aceleași lucruri. Bine, ei s-au întâlnit pe o falie în ideea că Andrew Tate condamnă îndoctrinarea de tip LGBT și atunci automat singura religie în accepția lui demnă de luat în seamă este cea musulmană. Cumva s-a împrietenit cu ideea de religie musulmană și la noi era aceeași problemă. Adică am avut în țară un referendum pentru familie. Și nici la noi încă este un subiect, încă este un subiect tabu. Doar că sunt religii care cumva se modernizează în timp, dacă putem să spunem așa, și sunt religii care au o poziție mai fermă vis-a-vis de... Până la urmă, religia, stai de să o privim ca un club, aparțin cei care își doresc, nu este o chestiune obligatorie. Da, sigur. Până la urmă, este bine că sunt reținuți frații Tate, pentru că în felul acesta se infirmă cumva principala credință că România e țara nimănui sau e țara tuturor posibilităților. Simpla lor reținere fără probe concrete arată că într-adevăr România este țara tuturor posibilităților. Adică poți să faci, poți să profiți de niște hibe ale sistemului și de corupția de aici, unde poți să dai bani în stânga și dreapta și să-ți deschizi uși, dar în același timp poți să ajungi și la pușcărie cu dreptatea în mână și să nu prea ai la ce porți să mai bați. Adică da, este țara tuturor posibilităților și... Dar cred că e și o lecție. Nu te apuca să comiți infracțiunea, să comiți crima până nu ți asumi și pușcăria, nu? Absolut, absolut. Fiecare, dacă s-a greșit, eu sunt de acord să ca ei să plătească dacă au comis ilegalități pe teritoriul țării noastre. Mi-aș dori să văd aceeași scrupulozitate aplicată în absolut tot ce înseamnă, de la multinaționalele care efectiv refuză și ne sfidează să-și plătească impozitul pe profil la noi în țară. Vedem anumite companii care fățiși ne spun că nu vor să plătească. Vedem niște miniștri care cumva se roagă și dau mesaje că speră să se plătească. Adică mi-aș dori să se aplice această luptă măcar pentru recâștigarea demnității și pentru puținul suveranist care a mai rămas în țara asta. Mi-aș dori să-l văd pe toate palierele. Am văzut câteva comentarii legate de faptul că acest caz Tate ar fi un caz școală, un caz test pentru statul român și din această perspectivă aș vrea să te întreb dacă ți se pare că acești frați sunt găinari sau sunt niște profesioniști? Frații Tate sunt pe teritoriul țării noastre de foarte mult timp. Și nu erau niște persoane tocmai discrete. Adică erau publice, cu content public. Există o explicație în a fi, în a aplica acest exhibiționism, știind că în spate nu ai niște activități tocmai curate? Poți abate bănuielile și expunându-te? Da, e o paradigmă în care ei au fost, pentru că cumva te aștepți că dacă ei aveau activități ilegale, sunt două variante. Ori de fapt nu erau foarte ilegale, ori de fapt știau că au în spate atât de puternic, încât nu li s-ar fi întâmplat nimic. De asta zic, iată țara tuturor posibilităților, astăzi ești pe cai mari și a doua zi, fără niciun fel de semnal, fără să fii prevenit, ajungi la pușcărie. Da. De regulă, infractorii care fac în exterior, să zicem, cam ceea ce am văzut că au făcut ei, genul acesta de paradă, de manej, precum caii, atunci când sunt încarcerați, se schimbă total, devin cu totul alte personaje. Sunt lași, sunt umili, ne spunea un psiholog care a stat de vorbă cu diverse tipuri de infractori. Crezi că, în esență, acești băieți și alții ca ei sunt niște viteji
indiferent de circumstanțe, sau sunt niște oameni cu niște probleme psihologice, psihiatrice, nu știm, unde i-ai unde i-ai plasa? Ei abordau niște subiecte sensibile, subiecte care au tot fost pe masă în ultimii 3 ani, în care am văzut cum se instaurează încet încet o cenzură de tip comunist, și am simțit-o și pe pielea mea, de la a fi amendată, de la a fi intimidată, de la a fi trimisă jandarmeria acasă odată la 3 zile, de la a fi dată în judecată de diverse persoane publice, funcționari publici, politicieni și așa mai departe, și efectiv să văd că fără a exista un temei legal ajung să pierd procese. Adică simțim pe mulți care mai credem în libertatea cugetării și în libertatea cuvântării, ne-am confruntat cu această cenzură. Și foarte mulți cu cenzură și diverse forme de intimidare. Și foarte mulți au cedat pe parcurs. Adică au cam înțeles. Dacă vrei să îți vezi de locul tău de muncă sau de business-ul tău sau de ce faci, este bine să tași din gură și să nu abordezi subiecte sensibile care sunt pe masa Bruselului, care reprezintă teme recurente și care este clar că îndreaptă societatea spre un nou model. Faptul că ei au vorbit totuși despre lucrurile astea, pentru mine e o dovadă de curaj, ca să spun așa. Mi-aș dori din partea anchetatorilor de la noi din țară să vedem probele concrete. Probele concrete ca să ne putem face o imagine de ansamblu a exact ce au comis ei. Că activitatea de videochat nu este ilegală la noi în țară. Legiuitorii ar trebui să uite puțin în oglindă, pentru că această activitate se practică cu succes. Suntem numărul 1 mondial la această... Deci e și impozitată? Nu este impozitată și nici nu se poate impune această impozitare. Aici e problema. Pentru că statul român a considerat că nu e necesar să bage această meserie în nomenclator. Nu este în cur nici la ora asta. Anul trecut, un mare studio a câștigat un proces cu statul român, demonstrând că ei și-ar fi plătit impozitul. Ca să înțelegi adică, despre ce să ne vorbim. Adică, practic, e un vid legislativ, e un vid legislativ care se exact, lucrează exact, pentru că n-au cum să fie exact, în legalitate. Exact. Nu? Adică ei vor, dar nu au cum. Exact. În cadrul legal. Oamenii ăștia aveau așa... un prejudiciu de 250 de milioane de dolari. Și au scăpat bazma curată pentru că au demonstrat că nu au cum. Și de atunci, acest proces începuse în 2014, suntem la aproape 10 ani distanță și nu s-a schimbat absolut nimic. De ce? Există interese atât de mari încât acest domeniu, această zonă să se miște așa într-un spațiu ilegal, că practic atunci când nu există legislație, da, ești pe din afara sistemului.